Bună, dragul meu detectiv! Am o porție de noi ghicitori care îți vor da de furcă. Ești gata? Atunci pune-ți centura! Un turist străin a venit la o secție de poliție. El a spus: un tip cu un tatuaj și o barbă lungă m-a obligat să-i dau portofelul meu. Polițistul i-a spus: nu vă faceți griji, infractorul e unul dintre acești gemeni quintupli. Au fost deja arestați. Trebuie doar să-l identificați pe cel care v-a atacat. Privește-i pe acest bărbat. Îl poți ajuta pe turist să-și dea seama cine a fost atacatorul? Nu e tipul ăsta. Are un tatuaj pe brațul stâng. Nici acesta. Nu poate folosi decât o mână. Tipul ăsta are o barbă scurtă. Tipul ăsta poartă un gips. Ne mai rămâne doar acesta. Acum am câteva rebusuri pe care trebuie să le rezolvi. Cât de greu poate fi? Acest rebus este delicios! Înseamnă omletă! Ce zici de asta? Înseamnă neînțelegere între prieteni. Te plimbi prin parc când deodată auzi pași în spatele tău și totul se face negru. Când îți revii în simțiri, te afli într-un subsol întunecat luminat de 15 lumânări aprinse. Te voi elibera dacă îmi rezolvi corect ghicitoarea, dar dacă nu, nu vei părăsi niciodată acest loc. Oh, nu! E cineva în umbră! Vezi 15 lumânări. Voi stinge 6 dintre ele. Câte lumânări vor rămâne? Care va fi răspunsul tău? Dacă îi spui persoanei misterioase că vor rămâne 6 lumânări, te va lăsa să pleci. La urma urmei, restul lumânărilor vor arde în cele din urmă complet. Toate, cu excepția celor 6 care au fost stinse. Cineva a furat bijuterii scumpe din camera de hotel a doamnei Doris. Oh, no! S-a întâmplat în jurul orei 6 dimineața. Când a venit poliția, proprietarul hotelului le-a spus că a fost o ninsoare puternică dimineața de vreme. Aceasta a distrus toate dovezile. Dintr-o dată, unul dintre polițiști a zărit un infractor notoriu. Acesta fusese acuzat de comiterea mai multor jafuri, dar reușea întotdeauna să scape. Bărbatul a negat că s-ar fi aflat la hotel în acel moment. Am venit abia acum o jumătate de oră, a susținut el. Polițiștii s-au prins imediat că mințea. Cum? Pe mașina infractorului este un strat gros de zăpadă. Dacă ar fi condus spre hotel, nu ar fi fost zăpadă pe capotă? S-ar fi topit sau ar fi fost pulberată de vânt. Și cum acum e soare, nu are cum să fie zăpadă nouă. Clara se află în camera ei de hotel când a auzit pe cineva bătând la ușă. S-a uitat prin vizor și a văzut un bărbat necunoscut stând afară. Acesta s-a prezentat. Bună ziua, sunt managerul hotelului. Îmi pare rău că vă deranjez, dar baza noastră de date s-a blocat. Puteți să mă lăsați să intru pentru a confirma niște informații? Clara s-a repezit imediat la telefon și a sunat la pază. De ce? Pe ecusonul de pe costumul bărbatului scrie Chloe Smith, iar acesta e un nume de femeie. Înseamnă că bărbatul nu e cu adevărat managerul. Damian avea probleme cu banii, de aceea a fost nevoit să vândă singurul lucru valoros pe care l-avea, un tablou scump al unui artist din secolul al XVII-lea. Bărbatul care l-a cumpărat i-a arătat pânza prietenului său, un detectiv de poliție. După ce a privit atent tabloul, detectivul a spus că pictura era falsă. Cum și-a dat seama de asta? În imagine sunt stâlpi de electricitate, dar aceștia nu existau în secolul al XVII-lea. Acum, uită-te la acești profesori. Poți să-ți dai seama care dintre ei este milionar? A, B sau C? Ha, te-am păcălit! De fapt, nu e o ghicitoare, ci un mini-test psihologic.
dacă ai decis că profesorul A e milionar, înseamnă că ești uimitor de energic. Ești spontan și mereu gata să explorezi locuri noi. Dacă ai ales profesorul B, petrecerile zgomotoase nu sunt pentru tine. Acestea te pot epuiza emoțional. Iar dacă ai crezut că milionarul e profesorul C, ești foarte prietenos și ești sufletul oricărei petreceri. Așadar, cât de mult ți se potrivește? Spune-mi în comentariile de mai jos. Detectivul Thomas a mers cu prietenii săi într-o drumeție. La un moment dat s-a dus să ia niște lemne de foc. Când s-a întors, a văzut-o pe una dintre prietenele sale, Alice, zăcând pe jos inconștientă. În tabără mai erau încă 3 persoane. Julie, prietena lui Alice, Mary, sora ei și Adam, prietenul acesteia. Thomas le-a cerut tuturor să-i arate lucrurile personale. Uită-te la acestea și încearcă să-ți dai seama cine are legătură cu starea în care se afla Alice. E Julie. Dacă te uiți cu atenție, vei observa o poză cu Adam printre lucrurile ei. Cred că e îndrăgostită de el. Probabil că a atacat-o pe Alice din gelozie. Eva a plecat într-o expediție în Antarctica cu un grup de savanți. După 3 zile de expediție, Eva s-a trezit și a văzut că toți colegii ei dispăruseră. Singurul lucru pe care l-a găsit a fost un plic. Înăuntru era o scrisoare. Se pare că un savant nebun îi luase pe prietenii ei, iar acum Eva nu-i mai putea salva decât rezolvând ghicitorile lui. Iată pe prima. Câte luni au 28 de zile? Numărul pe care îl vei obține e numărul de metri pe care trebuie să-i parcurgi înainte de a începe să sapi. Eva știa răspunsul corect. Toate cele 12 luni au 28 de zile. A mers 12 metri și a început să sape. Următorul indiciu aștepta acolo. Era o geantă cu o carte, o cutie de vopsea, o șurubelniță și un bilet care spunea că savantul îi închisese pe prietenii Evei în laboratorul său dintr-o peșteră. Nu i-a luat mult timp Evei să găsească peștera, dar erau 4 intrări care duceau înăuntru. Prima era păzită de păianjeni veninoși. A doua era blocată de o maimuță uriașă și destul de agresivă. În a treia, Eva a văzut un mamut. Iar la intrarea a patra era o fântână fără fund. Ce intrare ar trebui să aleagă Eva? A treia. Mamuții au dispărut de mii de ani, deci animalul pe care îl vede fata este probabil o hologramă. Eva a intrat în laborator și a văzut un câine înăuntru. Dar nu era un câine obișnuit, era un câine robot. Lătrând, a alergat după Eva. Fata și-a amintit că avea o carte, o cutie de vopsea și o șurubelniță în geanta pe care o găsise. Ce poate folosi pentru a scăpa de robot? Eva ar trebui să deschidă cutia cu vopsea și să o arunce spre robot. Deoarece vopseaua este lichidă, probabil că va scurt-circuita câinele robot. Eva a răsuflat ușurată și a început să se uite în jur. Dintr-o dată a văzut o cheie pe podea. Fata a luat-o și s-a dus în camera următoare. Imediat ce a intrat, ușa s-a închis în spatele ei, iar o voce bizară a început să vorbească. În 50 de minute, gazul toxic va umple camera. Singura ta șansă de a supraviețui este să iei antidotul înainte ca gazul să fie liberat. În acest moment, Eva a zărit o cutiuță. A deschis-o și a văzut 4 pastile și un bilet. Ia 4 pastile, una la fiecare 15 minute. Va avea timp Eva să ia toate pastilele înainte ca gazul să umple camera? Da, categoric. Primele 15 minute vor începe după ce ia prima pastilă. Deci, să ia 4 pastile îi va lua 45 de minute. Eva a ieșit din cameră și în sfârșit și-a găsit prietenii, toți legați. I-a eliberat imediat, dar trebuiau să plece de acolo cât mai repede. Au văzut 3 uși care duceau afară.
În spatele primei uși se aflau urși polari înfometați. În spatele celei de-a doua uși, aerul era atât de rece încât era imposibil să supraviețuiești acolo. Iar în spatele celei de-a treia uși era un lac adânc până la brâu cu pirania. Ce cale ar trebui să aleagă prietenii? A treia. Laboratorul este într-o peșteră de gheață, ți-amintești? Apa din lac va fi înghețată. Ei vor merge pur și simplu pe gheață și vor ieși din peșteră. Libertate! Salutare! Avem o provocare interesantă cu ghicitor pentru tine. Știu că o așteptai, așa că oprește-te imediat din ce făceai pentru că avem nevoie de abilitățile tale de detectiv. Cu mult timp în urmă, o vrăjitoare malefică a răpit 3 femei căsătorite și le-a transformat în tufe de trandafiri. Una dintre ele, care avea copii, a implorat-o pe vrăjitoare să o lase să-și vadă familia, iar vrăjitoarea a fost de acord. A dus-o pe femeie la ea acasă pentru o noapte și a transformat-o apoi într-un tufiș de trandafiri în dimineața următoare. Vrăjitoarea nu avea habar că soțul femeii o urmărise pentru că voia să-și salveze soția. El s-a uitat la 3 tufe de trandafiri identice și și-a dat seama imediat care dintre ele era soția lui. Cum? De trandafiri în care fusese transformată soția lui nu avea pe frunze roa de peste noapte. O femeie a sunat la poliție pentru a anunța că inelul bunicii sale a fost furat. Când o polițistă a venit la ea acasă, aceasta a văzut cioburi de sticlă și urme de pași. Dar, în loc să caute hoțul, a arestat-o pe femeia care telefonase la poliție. De ce? Dacă cineva ar fi pătruns în casă, cioburile de sticlă ar fi fost în interiorul casei, nu în exterior. În ceea ce privește fereastra, aceasta a fost spartă din interior, cel mai probabil pentru a înscena jaful. Un bărbat și-a sunat soția de la birou și i-a spus că va fi acasă la ora 7. A ajuns acasă la 7:02, dar soția sa era foarte supărată din cauza că a întârziat. De ce? Soția a crezut că bărbatul va fi acasă până la ora 7 PM, dar acesta a venit acasă la 7:02 AM. Un mic magazin din New York se numește 7 clopote, dar afară sunt atârnate 8 clopote. Proprietarul magazinului poate corecta cu ușurință această greșeală, dar alege să nu o facă. De ce? Inițial, aceasta a fost într-adevăr o simplă greșeală. Dar, cu timpul, proprietarul a observat că oamenii intrau adesea în magazin pentru a-i semna la neconcordanța, iar acest lucru i-a crescut vânzările. O regină avea un bol cu mere de aur, care erau bunul ei cel mai de preț. Într-o zi, unul dintre mere a dispărut. Ea i-a adunat pe toți membrii curții în sala tronului și le-a spus că știe cum să găsească hoțul. Fiecare dintre ei trebuia să atingă un vas ruginit în care se afla un cocoș, în timp ce luminile erau stinse. Cocoșul va cânta atunci când infractorul va atinge vasul. Dar cocoșul nu a cântat deloc pe toată durata acestui test. În ciuda acestui fapt, regina știa cine-i furase mărul. Cum și-a dat seama? Atingând vasul, membrii curții s-au ales cu rugina pe mâini. Dar hoțul nu a atins deloc vasul de teamă să nu cânte cocoșul, așa că nu are rugina pe mâini. Un om bogat, pe nume James Leonard, a fost atacat în casa sa într-o duminică după amiază. Aceste persoane se aflau în locuință în acel moment: menajera, bucătarul, majordomul, grădinarul și soția lui James. Ei au dat următoarele declarații. Menajera a spus: eu puneam masa. Bucătarul a zis: pregăteam micul dejun. Majordomul a spus: am lustruit tacâmurile și farfuriile. Grădinarul a adăugat: am plantat semințe de roșii. Iar soția a spus: citeam o carte. Așadar, cine l-a atacat pe domnul Leonard? A fost bucătarul. Micul dejun nu se pregătește după amiaza. Dennis era un arhitect talentat. A proiectat un zgârie nori unic, iar lucrările de construcție erau pe cale să înceapă.
șeful său l-a rugat să le facă unor specialiști de la o companie concurentă un tur al șantierului. Singura condiție era ca aceștia să nu facă fotografii. Denis a făcut cum i s-a spus, dar când grupul urma să plece, el l-a cerut paznicilor să-l rețină pe unul dintre specialiști. Arhitectul a susținut că acesta făcuse fotografii în timpul turului. Cum și-a dat seama? Bărbatul avea o umbrelă. O tot îndrepta spre diferite obiecte și punea o mulțime de întrebări. Dar pe cer nu erau nori de ploaie. Pentru ce avea nevoie de umbrelă? Trebuie să fie ascuns acolo o cameră foto. Doi bărbați își vor umple stropitoarele cu apă din râu. Cine va căra mai multă apă? Capul stropitoarei bărbatului mai în vârstă este situat mai jos decât cel al stropitoarei celuilalt bărbat, iar nivelul apei nu poate fi mai înalt decât nivelul la care se află capul stropitoarei. Înseamnă că tânărul va căra mai multă apă. Doamna Smith susține că vecina ei, doamna Miller, i-a furat rufele de pe culme. Femeia spune că a întins rufele în curtea din spate la ora 10 dimineața, iar când a ieșit din casă 2 ore mai târziu, a văzut-o pe doamna Miller punându-le în sacoșa ei. Nu am făcut asta, e o minciună! I-a răspuns supărată cealaltă femeie. Detectivul care investigează acest caz îi cere doamnei Smith să meargă la secția de poliție pentru că a încercat să-și calomnieze vecina. Cum și-a dat seama că doamna Smith minte? Afară e ger, iar pe acoperișuri e zăpadă. În 2 ore, rufele umede ar fi atât de înghețate încât ar fi imposibil să le împăturești și să le pui într-o sacoșă. Uită-te la aceste femei și încearcă să-ți dai seama care dintre ele este soția bărbatului. Este femeia în MOV. Atât ea cât și motociclistul poartă verighete asortate. Detectivul Morris a decis să ia masa la o cafenea, dar când s-a apropiat, a văzut o doamnă care plângea. Mă pregăteam să traversez strada când o femeie mi-a luat poșeta și a dispărut. Am văzut-o intrând în această cafenea. Mă puteți ajuta să-mi recuperez lucrurile? Detectivul a intrat în cafenea. Ah, acolo e poșeta mea, chiar între cele 2 femei. Dar nu pot să o recunosc pe cea care mi-a luat-o. Nu am avut suficient timp să mă uit atent la ea. Morris nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și da seama care era hoața. Este cea din dreapta. Femeia din stânga are brațul stâng în gips. Dacă ea ar fi luat poșeta, ar fi pus-o în dreapta sa. Joanne a participat la un experiment care i-a testat gândirea logică și abilitățile analitice. Fata a fost închisă într-o cameră mică. Ușa ar trebui să se deschidă automat, după ce ea va descifra ghicitoarea scrisă pe o bucată de hârtie. Pe ce principiu se bazează această secvență? 5-2-9-8-4-7-6-3-1-0. Cifrele sunt înșiruite în funcție de ordinea alfabetică a denumirilor. 5, 2, 9, 8 și așa mai departe. Hannah a sunat-o pe prietena ei, Evelyn Marks, care e polițistă și a rugat-o să se ducă la ea acasă cât mai curând posibil. În timp ce femeia își plimba câinele, cineva a intrat în casa ei și i-a furat laptopul. Hannah era sigură că era vorba de vecinul său, Jeremy. Evelyn s-a dus să-l interogheze pe bărbat, dar acesta nu era acasă. A decis să-l aștepte în mașină deoarece ploua. După un timp, l-a văzut pe Jeremy deschizând ușa de la intrare. M-am dus la pescuit dis de dimineață. Nu vezi că abia m-am întors? Dar polițista nu l-a crezut pe Jeremy și l-a dus la secție. De ce? Tipul poartă Adidas albi, dar plouă încă de dimineață. Dacă a fost la pescuit, cum de pantofii lui sunt atât de curați? Detectivul Taylor urmărea un infractor periculos. Dintr-o dată, bărbatul a intrat într-un spital, dar acolo trebuie să fie sute de încăperi. Din fericire, ploua, iar infractorul a lăsat urme de pași pe podea. Detectivul le-a urmărit și a intrat într-o cămăruță. Acolo se aflau 3 oameni. Toți erau bandajați din cap până în picioare, dar unul dintre ei doar se prefăcea că e pacient. Cine?
este cel din mijloc. Nu are o fișă medicală lângă patul său. Uită-te la acești pești frumoși! Unul dintre ei este diferit de ceilalți. Care? Acesta din mijloc. Ochii lui sunt puțin mai mari decât ai celorlalți. Într-o zi friguroasă de iarnă, un om se afla în fața casei cuiva. Nu s-a mișcat și nu a spus nimic până la venirea primăverii, iar pe proprietar nu l-a deranjat treaba asta. Cine era acest om? Era un om de zăpadă. În timpul unuia dintre experimentele sale, un savant nebun oferă unui grup de oameni două pastile, una sigură și una otrăvită, cu puțină apă. Aceștia pot alege una dintre pastile, astfel încât șansele lor sunt de 50-50. În mod ciudat, toți oamenii se otrăvesc și trebuie să fie duși de urgență la spital. Oare toți oamenii sunt atât de ghinioniști? Toate pastilele erau în regulă. Otrava era, de fapt, în apă. Următoarele ghicitori îți vor pune la încercare atenția și gândirea rapidă. Uită-te la această ghicitoare! Poți să-ți dai seama ce înseamnă? Este unul la un milion! Acum avem această imagine. Este plină de rață, rață, rață. Dar poți găsi cuvântul ciudat? Da, există o rată printre toate aceste rațe. James transportă un butoi care cântărește 27 de kilograme. Ce poate adăuga pentru ca acesta să cântărească 18 kilograme? Ce trebuie să adauge James este o gaură. Găsește numărul care nu are ce căuta aici. Ai dreptate! 280 este diferit de toate aceste 208-uri. Poți să-ți dai seama ce este în neregulă în această imagine? Trandafirii nu cresc pe fundul mării. Aceeași imagine, dar avem de-a face cu o altă greșeală. Păianjenii nu trăiesc în adâncurile mării. Dar atunci, de unde a apărut această pânză de păianjen? Cum poți sparge un balon cu un cuțit fără să facă zgomot sau să piardă aer în acest proces? Mai întâi dezumpli balonul. Abia după aceea înfigi cuțitul în el. Cum poți lua 1 din 19 și să obții 20? Poți face asta cu ușurință dacă folosești cifre romane. Convinge-te singur! Adam a adăugat 6 la 11 și a obținut 5. Și a răspuns corect. Cum este posibil așa ceva? Este corect dacă vorbim despre timp. Este ora 11 dimineața. Dacă adaugi 6 ore, atunci va fi ora 5 după amiaza. O vrăjitoare a avut nevoie de 8 ani pentru a termina săparea celui mai adânc puț din lume. La fiecare an, puțul își dubla adâncimea. Câți ani a durat ca puțul să ajungă la jumătate din adâncimea sa maximă? Dacă vrăjitoarea a dublat adâncimea puțului în fiecare an, acesta ar trebui să ajungă la jumătate din adâncimea finală în anul de dinaintea terminării sale. Trebuie să accesezi calculatorul rivalului tău. Dar acesta e protejat de o parolă. Singurul indiciu pe care îl ai este un bilet pe care l-ai găsit ascuns sub tastatură. Poți să-ți dai seama care e parola?
este strălucit. Numărul din fața fiecărui cuvânt se referă la poziția literei corespunzătoare din cuvântul respectiv. Un vânător de comori găsește un cufăr plin cu aur și bijuterii într-o peșteră de pe o insulă îndepărtată. Lângă cufăr se află trei chei. Una roșie, una albastră și una de aur. Doar una dintre ele poate deschide cufărul, iar vânătorul de comori are la dispoziție o singură încercare pentru a o alege pe cea corectă. Pe perete, el vede o inscripție bizară. Îl poți ajuta să aleagă cheia corectă? Bărbatul trebuie să aleagă cheia de aur. Dacă rearanjează literele din inscripție, va obține cheia de aur. Trei bărbați înotau în mare. Vremea se înrăutățea, iar un pasnic de coastă le-a cerut să iasă din apă. Dar când s-au întors la mal, doar doi dintre bărbați aveau părul ud. De ce? Al treilea bărbat era Kel. În muzeul orașului a dispărut un ou de aur scump, acoperit cu diamante. Angajații muzeului au observat acest lucru în dimineața următoare și, bineînțeles, au raportat imediat furtul la poliție. Cel mai bun detectiv din oraș a început să investigheze cazul. S-a uitat cu atenție pe înregistrările video și a identificat trei suspecți. Apoi a văzut o amprentă pe sticla în spatele căreia se afla oul. Uită-te la această amprentă și la mâinile suspecților. Cine este vinovatul? El este vinovatul? Uite, amprentele degetelor nu sunt complete pentru că ceva se afla în calea lor. Această persoană poartă inele chiar aici, deci este amprenta lui. Într-un orașel, cineva a furat o zgardă scumpă de argint pentru pisică, acoperită cu diamante și pietre prețioase. Proprietarul magazinului a sunat la poliție, iar ancheta a început. Au fost identificați trei suspecți. Domnul Johnson a spus: "Am venit să caut cercei pentru ziua de naștere a fiicei mele. Nu avem niciun animal de companie." Doamna Martin a spus: "Am luat o brățară pentru mine. Nu am furat nimic." Doamna Tanner a spus: "Habar n-am despre ce vorbiți." Hoțul este domnul Johnson. În grădina sa sunt urme de lăbuțe de pisică, deci familia lui are evident un animal de companie. În oraș era un tâlhar și nimeni nu l-a putut prinde timp de câteva luni. După un alt incident, polițiștii l-au văzut pe hoț intrând într-un spital. Au intrat și au dat peste doi medici. Care dintre ei nu este un doctor adevărat și este de fapt hoțul? Este vorba de acest tip, cel care poartă căști în loc de stetoscop. Doamna Stevens a plecat într-o vacanță timp de 3 luni, dar avea muncitori care trebuiau să vină în mod regulat pentru a întreține casa. Când s-a întors, și-a dat seama că unul dintre muncitori a lipsit din când în când de la treabă, plecând la rândul său în vacanță. Cine era? Grădinarul care se ocupa de grădina exterioară? Menajera care avea grijă de tot ce se afla în casă? Sau zugravul care venea să-i zugrăvească casa? Este vorba despre menajeră. Uite, plantele din casă s-au uscat. Se pare că a sărit peste câteva săptămâni de muncă și probabil că a făcut curățenie în casă doar înainte ca doamna Stevens să se întoarcă. Crezi că îți poți da seama care este mireasa acestui bărbat? Este această femeie de aici. Uite, are același tatuaj ca și tipul. Polițiștii au primit un mesaj prin care se anunță că moștrii au invadat în tăcere orășelul lor și trăiesc acum printre oameni. Nu este o problemă, dar polițiștii au decis să identifice pe toți pentru a-i supraveghea. Poți ajuta poliția să identifice în ce case trăiesc monștrii? Iată prima sarcină. Vezi două case, iar într-una dintre ele locuiește un vampir. În care dintre ele?
Trebuie să fie vorba despre această casă, cea întunecată în care toate ferestrele au jaluzelele trase. Vampirilor nu le place lumina soarelui. Bine, următoarea sarcină este să găsești casa unei mumii. Aici ai două opțiuni posibile. În care casă locuiește mumia? În asta. Uite, sunt bandaje peste tot prin casă. Următoarea creatură a cărei reședință trebuie să o identificăm este un pitic. Aruncă o privire în interiorul acestor case. Poți spune unde locuiește piticul? Probabil că în această casă. Toată mobila este mai mică și plasată mult mai jos decât în cealaltă casă, deci trebuie să fie reședința cuiva mic, de pildă un pitic. Acum trebuie să găsim casa unui centaur. Privește cu atenție cele două case. Poți să o identifici? Asta, chiar aici. Vezi, sunt urme de copite pe căile de acces spre casă. Ultimul test. O vrăjitoare locuiește într-una din aceste case. Poți să-ți dai seama unde ai cele mai mari șanse să fii vrăjit? Ai observat această pisică neagră și drăguță? Este o celebră însoțitoare a vrăjitoarelor, așa că eu pariez pe această casă. Într-o noapte rece de ianuarie, Delaney a fost găsită inconștientă în garderobă când prietena ei cea mai bună, Jane, a venit să o caute. Ea se afla într-o casă la o petrecere cu mai mulți studenți. Poliția a interogat mai mulți studenți întrebându-i unde se aflau în jurul orei accidentului. Allison a spus: "Am fost sus tot timpul, dansam cu prietenii mei." Liam a spus: "M-am dus la un chioșc să iau niște dulciuri pentru prietena mea. Acolo aveau doar băuturi și chipsuri." Oliver a spus: "Vorbeam cu o fată, părea să mă placă." Cine ar trebui să fie dus la secția de poliție? Liam. Este o noapte friguroasă, iar el ar avea nevoie de o jachetă pentru a merge la un chioșc și dacă ar fi avut nevoie de o jachetă, s-ar fi dus la garderobă să o ia. Deci el ar fi trebuit să o găsească pe Delaney înaintea lui Jane. Deci ori a mințit, ori a trecut pe lângă o fată inconștientă. Ronan Collins, un om de afaceri de succes, a dispărut. Familia sa a raportat acest lucru la poliție. Principalul suspect era partenera lui de afaceri, Jennifer. Aceasta fusese plecată din oraș, dar imediat ce s-a întors, poliția a bătut la ușa ei și a întrebat-o dacă știe ceva despre dispariția lui Ronan, care se petrecuse acum 2 săptămâni. "Tocmai m-am întors în urmă cu o oră din călătoria mea de o lună în pădurea amazoniană. Nu am habar nimic despre asta." Detectivul nu a crezut-o și a dus-o la secție pentru investigații suplimentare. De ce? Din fotografii ne putem da seama că Jennifer își vopsește părul. Ea spune că abia s-a întors din călătoria ei care a durat o lună întreagă, dar părul ei este perfect vopsit. Unele rădăcini ar fi crescut. Așadar, ea minte cel puțin în legătură cu ceva. Esme se plimba într-o pădure și s-a rătăcit, dar a găsit casa unei vrăjitoare, a intrat, i-a mângâiat pisica neagră și a rugat-o pe vrăjitoare să o ducă acasă. Vrăjitoarea era ocupată să opereze o broască, un șobolan și o cioară. Ea folosea mănuși magice de vindecare, dar avea doar 2 perechi, așa că avea nevoie de ajutorul lui Esme pentru a se descurca. Și apoi o va duce acasă. Cum poate opera toate cele 3 animale cu cele 2 perechi de mănuși magice, astfel încât totul să fie igienic? Vrăjitoarea ar trebui să opereze broasca purtând prima pereche de mănuși peste cea de-a doua. Apoi ar trebui să opereze șobolanul folosind doar 2 pereche. În cele din urmă, ea operează cioara purtând prima pereche de mănuși pe dos, purtată peste cea de-a 2 pereche. Detectivul Calum a trebuit să se deplaseze într-un mic oraș din apropiere, unde câinii erau răpiți în fiecare noapte chiar din locuințe. Dispăruseră deja 4 dintre ei și toți locuiau pe aceeași stradă. Mila a fost răpită prima, apoi Karma în noaptea următoare.
după care a fost Jake, iar apoi domnul Sniffer. Au mai rămas doar 3 câini care locuiau pe acea stradă. Îți poți da seama care câine va fi următoarea țintă? Privește cu atenție câinii care au fost răpiți, sau, de fapt, la colierele lor. Primul câine care a fost răpit are o zgardă roșie. Karma avea o zgardă portocalie. Apoi Jake purta una galbenă, iar domnul Sniffers avea una verde. Se pare că au fost răpiți în ordinea culorilor curcubeului, așa că următoarea țintă ar trebui să fie acest câine, cel care poartă zgarda albastră. Mason a sunat la poliție raportând că i-a fost furată cutia metalică de valori cu economiile sale. El a intrat în dormitorul său chiar la timp pentru a-l vedea pe hoț aruncând seiful pe fereastră și dispărând imediat după aceea. Așadar, Mason dorea ca hoțul să fie prins sau ca firma de asigurări să-i plătească banii pe care-i pierduse. Detectivul a venit să investigheze. Ați atins ceva în cameră după accident? L-a întrebat acesta. Nu, am venit direct la dumneavoastră. Înseamnă că nu exista niciun hoț, a concluzionat detectivul. De ce? Hoțul nu putea ieși pe fereastră fără să calce pe patul care se afla chiar lângă fereastră. Dar patul era nederanjat. Cum este așa ceva posibil dacă Mason nu l-a atins?